Bună dimineața! Sunt comisar șef Coman, împuternicit al șeful Inspectoratului Județean de Poliție Neamț. Vă spun bun venit la această conferință privind prezentarea succintă a rezultatelor activității profesionale desfășurate de către lucrătorii Inspectoratului Județean de Poliție Neamț în perioada primilor 6 luni din acest an. De asemenea, vă spun un bun găsit dumneavoastră pentru că este prima întâlnire de acest gen la care eu particip din această poziție cu dumneavoastră. Sperăm să avem o colaborare cât mai profesională. Vă spun de la început care va fi structura prezentării noastre. Personal vă face o trecere în revistă succintă pentru că ar presupune foarte mult timp ca să prezentăm în detaliu toate activitățile și rezultatele obținute de lucrătorii Inspectoratului Județean de Poliție Neamț. Va fi o prezentare tehnic bazată pe cifre și unele comparații cu aceeași perioadă anului trecut. Având în vedere amploarea fenomenului infracțional în domeniul fraudelor informatice, domnul inspector șef adjunct, comisar șef Osuianu, va face o prezentare un pic mai în detaliu al activității polițiștilor pe acest domeniu de activitate, pe prevenirea și combaterea fraudelor informatice. Este un fenomen care ia amploare din ce în ce mai mult. Și de asemenea, îl am lângă mine pe domnul comisar șef Paleu, care va prezenta rezultatele și activitățile întreprinse de către lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere în primele 6 luni ale anului în curs, activități derulate pentru prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale și infracționale pe domeniul rutier. Și de asemenea, va face încă o dată, știu că s-au mai făcut astfel de prezentări, va prezenta noile modificări în ce privește prevenirea și combaterea consumului de droguri și alcool în rândul participanților la trafic. Vă rog să-mi permiteți să dau citire materialului pe care l-am întocmit, deși am vrut să fiu cât mai sintetic, astfel încât să nu vă plictisesc. Da. Să nu folosiți hârtiile în fața microfonului, că nu pot folosi înregistrarea. Ok. Fiecare ceva. În primele 6 luni ale anului 2024, Inspectoratul Județean de Poliție Neamț a avut ca obiectiv primordial creșterea gradului de siguranță a cetățeanului prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranța stradală, rutieră și siguranța transporturilor, precum și prevenirea și combaterea infracționalității și asigurarea unui climat de ilegalitate în mediul de afaceri. Noi zicem că am atins acest obiectiv. Încă de la început vreau să precizez că acest obiectiv nu putea fi atins decât printr-o susținută pregătire profesională a lucrătorilor inspectoratului. Pregătire profesională care se realizează permanent, este un obiectiv în atenția managementului instituției de la toate nivelurile. Pentru realizarea pregătirii profesionale continue, în perioada analizată au fost instruiți 175 de polițiști pe linia conducerii autodefensive, s-au desfășurat 53 de activități de pregătire fizică și autoapărare, au fost desfășurate 35 de activități de pregătire tactică cu aplicabilitate în teren. De asemenea, au fost executate 20 de activități de tragere cu armamentul din dotare și cu puniții de război. De asemenea, în primele 6 luni ale anului în curs, împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un număr de 188 de polițiști au fost instruiți cu privire la acordarea primului ajutor, rezultând astfel în total un număr de 934 de polițiști care sunt instruiți în acest domeniu la momentul de față. Știm foarte bine că activitatea în general
activitatea oricărei structuri de poliție are două direcții de acțiune, componenta prevenire și componenta combatere. Pentru prevenirea criminalității au fost organizate 303 activități pe linia informării anti-infracționale și anti-victimale pentru toate tipurile de infracțiuni abordate. Au fost desfășurate 134 de ședințe de prevenire și instruire la clasă, cu un număr de 5.294 de beneficiari, beneficiarii fiind elevi, părinți și profesori. În scopul îndeplinirii obiectivului în domeniul prevenirii criminalității, în primele 6 luni au fost implementate 3 programe prioritare de acțiune care au vizat 1. Prevenirea victimizării minorilor, 2. Prevenirea violenței în familie și 3. Prevenirea criminalității informatice, ceea ce spuneam mai devreme. În cadrul programului de prevenire a victimizării minorilor s-au acordat atenție deosebită pe prevenirea disparițiilor sau plecărilor voluntare, prevenirea agresiunilor sexuale și prevenirea victimizării minorilor la infracțiuni de trafic de droguri și trafic de persoane. În perioada analizată, la nivelul structurilor din cadrul inspectoratului, au fost sesizate un număr de 4.621 fapte de natură penală. Este o scădere cu 33 față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce este un lucru pozitiv. Din acestea, un număr de 2.281 au fost sesizate din mediul urban, iar 2.338 în mediul rural. Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, structurile de ordine publică au acționat în sistem integrat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău și polițiile locale, având ca scop menținerea ordinei și liniștii publice în toate comunitățile de la nivelul județului. În semestrul 1-2024 au fost preluate și gestionate un număr de 6.503 apeluri 112, o scădere față de aceeași perioadă a anului 2023, o scădere de la 7.588 și acest aspect îl menționăm la pozitiv. Pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, polițiștii au întreprins numeroase activități de menținere a ordinii publice, printre care menționăm un număr de 6.662 de intervenții la evenimente. La nivelul județului Neamț, în cursul primului semestrului 2024, polițiștii au intervenit la 2.681 de stări conflictuale, un număr de 1.676 din totalul menționat anterior fiind conflicte intrafamiliale, și au intervenit la 1.949 de sesizări privind cazurile de violență domestică, fiind emise un număr de 126 de ordine de protecție provizorii. Vreau să vă informez că începând cu 1 ianuarie 2024, sistemul informatic de monitorizare electronică este funcțional și la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și constă în monitorizarea prin intermediul dispozițiilor de supraveghere electronică, ca urmare a aplicării măsurilor în cazul emiterii Ordinului de Protecție Provizoriu, Ordinului de Protecție și Ordinului European de Protecție. În perioada de referință, în urma aplicării măsurilor în cazul emiterii unuia din aceste trei ordine de protecție, au fost montate un număr de 44 dispozitive electronice de supraveghere, în prezent aflându-se active un număr de 16 dispozitive, 6 privind ordine de protecție provizorie și 10 ordine de protecție. Pe linie rutieră, prioritatea polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Neamț rămâne prevenirea și reducerea evenimentelor rutiere grave, cât și a consecințelor acestora. În ce privește riscul rutier, în perioada analizată în județul Neamț, s-au produs 290 accidente de circulație, soldate cu 20 de persoane decedate, 60 rănite și 289 rănite ușor. Așa cum vă spuneam la început, cu privire la acest capitol, domnul comisar șef Paleu va face o prezentare mai detaliată. În ceea ce privește domeniul de combatere, în privința criminalității contra patrimoniului, în perioada analizată au fost sesizate 1.569 de infracțiuni contra patrimoniului și la acest capitol avem
o scădere, ceea ce este un aspect pozitiv. Au scăzut de la 1752 în perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere cu 10% în procente. În ce privește criminalitatea informatică, în cursul anului 2024 au fost înregistrate 118 dosare penale și au fost soluționate 55 dosare penale, 8 dintre acestea fiind cu identificarea autorilor. La fel, cum vă spuneam la început, domnul inspector șef adjunct va face o prezentare mai detaliată, având în vedere amploarea fenomenului la ora actuală. Pe domeniul criminalității economico-financiare au fost soluționate un număr de 216 dosare penale, fiind remarcați următorii indicatori de performanță obținuți. 14 propuneri de trimitere în judecată, 8 rechizitorii întocmite de procurorii de la unitățile de parchet competente care au supravegheat sau care au coordonat activitatea de urmărire penală a polițiștilor și recuperarea unui prejudiciu de 6.865.300 lei prin instituirea de măsuri asigurătorii. Procentul de recuperare este în jur de 40%, noi spunem că este un procent bun, având în vedere faptul că știm foarte bine cu toții cei care își propun să comită fraude financiar contabile, tot timpul vor încerca să-și ascundă veniturile și sursele care pot fi sechestrate în vederea recuperării prejudiciului. Pe linia activităților de investigare a criminalității au fost soluționate un număr de 856 de dosare penale. De asemenea, la nivelul structurii de investigații criminale, au fost organizate și executate un număr de 60 acțiuni, 256 controle și verificări directe în locurile, obiectivele și mediile de interes operativ, fiind descoperite 15 infracțiuni, 9 dintre aceste infracțiuni fiind descoperite în flagrant. Nu trebuie să uităm suportul oferit de specialiștii criminaliști, care în cursul semestrului 1 al anului 2024 au efectuat 994 de cercetări la fața locului, fiind ridicate 861 urme papilare, o creștere față de perioada precedentă, și 251 de urme biologice, la fel și aici creștere față de aceeași perioadă anului 2023. De asemenea, prin activități specifice, au fost realizate un număr de 90 de identificări, valorificând urmele ridicate în urma activităților de cercetare la fața locului. În semestrul 1-2024, cele două cupluri canine au participat la numeroase activități, și anume 23 de cercetări la fața locului și 2 acțiuni și patrulări. În contextul reabilitării termice a sediului Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, a fost operaționalizat laboratorul poligraf din cadrul compartimentului expertize și constatări criminalistice, acesta desfășurând activități specifice pe linia detecției comportamentului simulat, fiind emise un număr de 24 de rapoarte de constatare criminalistică. Totodată, au fost desfășurate activități specifice față de persoanele urmărite, fiind depistate 82 de persoane pe numele cărora au emise mandate de executare a pedepsei închisorii, 17 persoane care posedau mandate europene de arestare, toate activitățile fiind desfășurate sub coordonare directă a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. De asemenea, alte 11 persoane care posedau mandate de arestare preventivă au fost încarcerate de polițiști. Se remarcă un număr mare de dispariții sesizate, în general plecări voluntare în cazul minorilor sau încetarea comunicării cu familiile în cazul persoanelor adulte. În cursul perioadei de analiză au fost înregistrate un număr de 64 dispariții, 19 au avut ca obiect identificare de persoane majore și 45 au avut ca obiect identificare de persoane minore. De asemenea, în urma activităților desfășurate au fost identificate pe raza județului Neamț 13 persoane dispărute care se aflau în partida altor județe. Pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, au fost desfășurate 212 acțiuni și controle, în cadrul cărora au fost constatate 67 de infracțiuni, creștere față de perioada similară a anului 2023, fiind aplicate 19 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 29.100 lei. În cadrul activităților preventive,
ale acestei structuri au fost descoperite și ridicate în vederea confiscării un număr de 15 arme de foc, 10 kg de substanțe și produse chimice periculoase și 41 de kg de carne de vânat. În domeniul silvic, domeniul prioritar de acțiune la nivelul județului Neamț, având în vedere că județul Neamț se află pe locul 8 în țară ca suprafață împădurită, în cooperare cu instituțiile cu atribuții în acest domeniu, au desfășurat acțiuni și controle în fondul forestier pe linia provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării materialului lemnos, precum și pe linia legalității transportului materialului lemnos, fiind constatate 121 de infracțiuni la regimul silvic și aplicate 668 contravențe la legea numărul 171 din 2010. De asemenea, s-a dispus confiscarea cantității de 4.911 metri cub material lemnos, o creștere cu aproape 50% față de aceeași perioadă a anului 2023 și de asemenea s-a dispus indisponibilizarea unui număr de 7 auto-utilitare care au fost utilizate pentru transportarea materialului lemnos. În ce privește activitatea luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiune Specială, în perioada analizată, aceștia au participat la 14 misiuni de pază și escortă, 12 intervenții rapide la evenimente, aplanarea 13 stări conflictuale, efectuarea a 58 de percheziții. De asemenea, au pus în aplicare 6 mandate de aducere și 3 mandate de executare a pedepsei închisorii. În același timp, au fost desfășurate și 3 activități de negociere. Pe linia criminalității transfrontaliere, în cursul primelor 6 luni ale anului 2024, au fost înregistrate 18 lucrări. De asemenea, în perioada supusă analizei, au fost documentate și investigate un număr de 3 grupări infracționale formate și din cetățeni români domiciliați pe raza județului Neamț, care acționau pe teritoriul Germaniei, Elveției și Sloveniei, pe linie infracțiunilor contra patrimoniului. Pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniile cu incidență asupra protecției animalelor, pentru că avem o structură specializată și pe acest domeniu, au fost sesizate 39 de infracțiuni, fiind aplicate 134 de sancțiuni contravenționale. În perioada analizată au fost dispuse un număr de 7 ordine de plasare în adăpost, fiind salvate un număr de 32 de animale. Pentru deservirea comunității au fost emise 20.231 de certificate de cazier judiciar, precum și 4.859 de adeverințe de integritate comportamentală în conformitate cu prevederile legii numărul 118 din 2019. În ceea ce privește asigurarea managementului comunicării, au fost organizate și desfășurate numeroase campanii și evenimente publice, acestea având scopul unei promovări corecte și echidistante a serviciilor furnizate de către polițiști, îmbunătățirea percepției cetățenilor cu privire la polițist și creșterea încrederii și respectului cetățeanului față de instituția noastră. În contextul cooperării interinstituționale, evidențiem buna colaborare cu toate unitățile de parchet competente, atât cu cele de la nivel teritorial, cât și cu parchetul de pe lângă Alta Curte de Casație și Justiție, recent primind aprecieri superlative din partea procurorilor de la parchetul în alte curți cu care colaborăm pe anumite dosare penale. De asemenea, menționăm buna colaborare și cu structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu care acționăm în sistem integrat atunci când situația o impune. În mare, cam astea ar fi rezultatele și activitățile desfășurate de către Inspectoratul Județean de Poliție Neamț. Bineînțeles, amploarea activităților este mult mai mare. În continuare, ne propunem să continuăm acțiunile pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei, contra patrimoniului, a celor ce privesc regimul armelor, munițiilor și substanțelor periculoase. De asemenea, vă asigur că polițiștii vor fi mereu în teren, unii vor desfășura activități specifice pentru reducerea violenței domestice, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea educației rutiere în rândul participanților la trafic.
polițiștii vor acționa în continuare pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente negative aflate în competența noastră, care pot afecta siguranța cetățeanului. Cam astea au fost rezultatele. Cum vă spuneam, nu au putut fi cuprinse pentru că ar fi însemnat să stăm cel puțin 2 ore pentru o prezentare amplă. Având în vedere aceste rezultate care zicem noi că sunt în acord cu obiectivele pe care ni le-am propus pentru semestrul 1-2024, aș vrea să mulțumesc prin intermediul dumneavoastră tuturor polițiștilor pentru profesionalism și devotament. Munca de poliție presupune spirit de sacrificiu în primul rând și implicare. Și de asemenea, totodată, în al doilea rând, vreau să mulțumesc familiilor care sprijină pe acești polițiști, pentru că fără un suport din familie, polițistul nu își poate desfășura o muncă cu profesionalism. De cele mai multe ori, polițistul lipsește de acasă pentru a-și îndeplini obligațiile de serviciu. Nu este cu familia de sărbători, nu este la ziua copilului, este în teren, este în slujba cetățeanului. Mulțumesc frumos pentru prezentare. Înainte de a da cuvântul domnului inspector șef adjunct pentru a prezenta sinteza activităților desfășurate pe domeniul criminalității informatice, aș vrea să introduc un moment care pe noi ne onorează, ne face cinste nouă, face cinste și familiilor și de unde provin colegii noștri. Și o să vă expun un caz. La data de 20 aprilie, în jurul orei 22:10, în timp ce agent principal de poliție Tulbure Adrian Marius și agent de poliție Săgneanu Valentina, ambii din cadrul secției de poliție rurală Săbăoani, au ajuns în fața postului de poliție Tămășeni, la încheierea serviciului de patrulare, atenție, au observat un incendiu care se manifesta la o locuință amplasată vis-a-vis de unitate de poliție. Aceștia au intervenit prompt, până la sosirea echipajului de pompieri, reușind stingerea parțială acestuia și limitarea extinderei lui. Vă dați seama că după o zi de muncă, în timpul lor liber, acești polițiști au intervenit din proprie inițiativă până la sosirea echipajelor de pompieri, au făcut tot ce le-a stat în putință să stingă incendiul. Asta nu face decât să ne onoreze, să ne facă cinste și eu afirm cu toată încrederea că ne mândrim cu astfel de polițiști. Tineri, și dacă avem astfel de polițiști, înseamnă că avem viitor în țara asta. Sigur, sigur, sigur. O să le mânăm câte o diplomă, măcar atât. Mulțumim. Îl rog pe domnul inspector șef adjunct. Mulțumesc, domnule inspector șef. Bună ziua tuturor. Am să vă prezint câteva repere legate de investigarea infracțiunilor comise împotriva siguranței sistemelor informatice și a infracțiunilor comise prin intermediul sistemelor informatice. Pe acest domeniu de activitate, la începutul anului, exista un lucru număr de 347 de dosare penale. Au fost înregistrate 118 și soluționate 55, rămânând în lucru un număr de 410 dosare penale.
Am să vă prezint un caz punctual care a fost finalizat de către colegii mei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în urma unor eforturi consistente. Și vorbim de un caz din început în luna aprilie a anului curent. Au fost puse în aplicare un număr de 10 mandate de percheziție domiciliară emise de judecătoria Târgu Neamț, pe raza județelor Vrancea, Galați și Vâlcea, fiind puse în executare 9 mandate de aducere față de 8 persoane în faza inițială. În fapt, persoanele suspecte au creat pagini de internet cu măicuțe care oferau servicii ritualice, inducând în eroare mai multe victime, atât din țară cât și din străinătate, obținând de la aceste persoane diferite sume de bani. Prejudiciul stabilit fiind în cuantum de 100.698 de euro și 135.585 de mii de lei. Încadrarea juridică a faptelor a fost cea de înșelăciune și fals informatic. Am beneficiat de sprijinul unui număr de 68 de polițiști și 55 de jandari din cadrul grupării mobile Bacău, IPJ Neamț, Serviciul de Combaterea Crimei Organizate Neamț, IPJ Galați, IPJ Vrancea, IPJ Vâlcea și suportul Direcției de Operațiuni Speciale. Așa cum vă spuneam, în perioada 2019-2024, un număr de 16 persoane vătămate au accesat diverse site-uri web false, ori pagini de profile de Facebook false și au discutat telefonic la numele de telefon afișate pe acele pagini cu două persoane de sex feminin care s-au prezentat în fals ca fiind măicuțe călugărițe și le-au afirmat în mod mincinos că au har și că prin ritualele pe care le fac le vor rezolva problemele personale. În acest mod, reușind să inducă și să mențină în eroare persoanele vătămate, cauzând prejudiciul pe care l-am menționat anterior. Sintetizând, în cauză au fost desfășurate activități de urmărire penală față de 23 de suspecți, dintre care 9 inculpați au fost trimiși în judecată, 5 în stare de arest preventiv. În ultima perioadă, pe acest domeniu se constată o creștere a sesizărilor referitoare la săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune în mediul online, care au la bază folosirea în mod nelegitim a imaginii unor personalități cunoscute și a unor companii de distribuție de utilități, hidroelectrică, Arongaz, etc., prin care utilizatorii sunt induși în eroare prin postări sponsorizate, reclame, pe rețelele sociale, să investească în acțiuni sau criptomonede și să câștige sume de bani de câteva ori mai mari decât investiția inițială. În fapt, infractorii se adresează publicului invitația de a accesa anumite link-uri care conduc utilizatorii către o pagină unde li se solicită să completeze datele personale și să constituie un depozit. Pe site sunt postate și testimoniale false ale unor presupuși câștigători care se bucură că au investit în acțiunile promovate ca fiind fabulos de rentabile. Pentru a spori încrederea publicului în anunțurile false, mai multe personalități publice a căror imagine a fost prelucrată folosindu-se programe, aplicații de editare pe bază de inteligență artificială, recomandă, între ghilimele, cumpărarea unor acțiuni rentabile. Am inițiat în această perioadă și unele demersuri de prevenire a criminalității informatice. Și putem aminti aici programul local de prevenire a criminalității informatice, în cadrul căreia s-au desfășurat următoarele campanii și activități. Campania de prevenire a fraudelor informatice, care au ca mod de operare investițiile online în acțiuni sau criptomonede. Au fost 21 de activități desfășurate, 338 de persoane informate, 20 de apariții masive.